Timbului, de daci, care au locuit aceste zone de traci, de agatâși, cu sute de ani înaintea Romei, perioada medievală și perioada modernă. Toată lumea a exploatat aici aceste zone. Galeria pe care ați venit până aici are 2000 de ani vechime. Galeria de dincolo, pe care vedeți un vagonet, are 500 de ani. E din perioada medievală. Au folosit vagoneți, au folosit praf de pușcă pentru de cea pe care ați venit, făcută cu dalta. Nu mai are formă atât de regulată. Au lucrat mulți aici cu sclavi, i-au băgat în aceste mine, aici trăiau, aici își duceau zilele, aici își făceau necesitățile, în praf, în întuneric, nu era electricitate, aici mureau. Erau scoși afară doar când mureau, desculți, dezbrăcați, exploatați ca animalele. Pe lângă ei erau și coloniști, aduși de peste tot din Imperiul Roman, cu profesie de miner, care aia locuiau la suprafață, intrau, ieșau, erau alți sclavi care scoteau piatra afară, în spate, în coșul de nuiere. Deci în mina asta au lucrat foarte mulți oameni, sub formă de sclavi, sub formă de mineri plătiți, coloniști, profesioniști, care au gândit mina, i-au dat forma, au găsit formele galeriilor, sistemele de aerisire, suntem departe de suprafață și avem totuși aer. Funcționează exact ca în perioada antică. S-au scos sute de tone de aur de aici. Golurile pe care noi acum ne plimbăm au fost încărcate cu aur, fără exagerare. Scoteau aurul cu dalta de pe pereți. Toată piatra din jurul nostru conține aur, care e fin diseminată în piatră. S-a scos ca dintr-un nucă miezul. Toate aceste goluri pe care noi ne deplasăm au fost încărcate cu aur. Miezul a fost extras de-a lungul miilor de ani. Acum e doar piatra cu aur care se exploatează de la suprafață în cariere de suprafață, treaptă cu treaptă. Deci toată tehnica minieră, galerii vechi, galerii mai noi, avem și tunele ca la metrou pe care se circula cu vagonezi, cu locomotive, totul e prezent aici în kilometri peste kilometri de galerii. Deci foarte, foarte mult aur, sute coloane s-au făcut, mii de tone care s-au exploatat în acești dimensi. Și încă mai este o rezervă mare, încă 300 de tone de aur mai sunt în această piatră și 1500 de tone de argint, o cantitate mare, cea mai mare rezervă din Europa. Dacă dumneavoastră doriți să mă întrebați ceva, poftim? Vreau să vă întreb, e răcoare? E răcoare aici? Nu vă este frig? Trebuie de spus că cam într-o tonă de piatră sunt 2 grame de aur. În buzunar n-aveți nimic? Un termometru? Cam asta e construcția ce exploatează cu utilaje mari. Nu mai e povestit. Mergi lângă acolo, lângă vagonet. Împinge vagonet. Zăcământul a descoperit în antichitate, cu sute de ani înainte de Hristos, popoarele care s-au așezat în zone, pe cursurile apelor, pe Crișul, pe Arieș, pe Mureș, pe Târnave, au găsit cantități mari de aur în nisipul, în pietrișul râurilor, de unde l-au spălat și l-au adunat. Oamenii ăia antici și-au dat seama că aurul nu crește în apă, l-aduce apa de undeva și-au urcat pe cursuri. Zeci, sute de ani, generații, până când au ajuns la sursă, de unde se desprindea, de unde apa desprindea din munți. Au ajuns în aceste zone din Apuseni. Mai multe perimetre, Roșia, Baia de Arieș, Bradu, Zlatna, una din ele e Roșia, care aurul și filoanele ajungeau până afară. El spăla apa și dezghețul și înghețul. Așa transporta în râuri până în zonele de câmpie. Deci așa s-a descoperit în antichitate, urcând pe cursurile râurilor. Da, mulțumesc.